Carmen, în primul rând îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni-l acorzi, stând de vorbă cu noi. Te-aș întreba, dar înainte de a te întreba, știu că a fost ziua ta în urmă cu doar câteva zile, sâmbătă, dacă nu mă înșel, la mulți ani, să fii sănătoasă și Mulțumesc mult de tot. lucrurile bune să se îndeplinească. Te-aș întreba, în Mulțumesc. Primul rând, cum te afectează pe tine această criză, această situație în care ne găsim cu toții, atât din punct de vedere profesional, cât și personal în cele din urmă? N-aș spune că mă afectează, pentru că sunt și părți bune în toată perioada asta de izolare, iar termenul de afectează are așa o nuanță negativă. E drept. Și n-aș numi-o chiar așa, pentru că am identificat multe părți bune în perioada asta, dar e adevărat și multe neplăcute. Așa, trăgând linie, sunt pe plus. Deci, pot să spun că a fost o perioadă altfel din viața mea, o perioadă în care am redescoperit unele lucruri, o perioadă în care am reușit să fac lucruri pentru care înainte nu aveam timp. Așa că una peste alta n-aș trece la negative. Dacă ar fi să numesc câteva lucruri pozitive pe care mi le-a adus perioada asta, pentru că toată lumea le enumere pe la negative, asta știu, evident că mi-ar plăcea să mă mai văd cu prietenii, să ies și eu la o terasă, să-mi văd părinții, să beau o cafea cu ei. Astea sunt general valabile, toată lumea, toți oamenii își doresc lucrul ăsta. Dar la capitolul pozitive, eu aș trece faptul că am reușit să stau mult mai mult timp cu copilul, să ne cunoaștem mult mai bine. Poate că în tăvălugul ăsta, ia copilul, du-l la grădință, ia de la grădință, du-l la nu știu ce oră, du-te cu el repede în parc, da, și așa mai departe. Nu apucai să vorbești, să spună el tot felul de întrebări, poate nici nu-i veneau, pentru că era în nebunia aia, în viteza aia, hai mami, grădi, școală și așa mai departe. Deci, să zicem că am putut să ne dăm un restart așa la relație, da, dacă nu-i prea pretențios spus. Am reușit să citesc mai mult. Știi că întotdeauna avem un set de cărți de care nu reușim să ne apucăm. Am reușit să termin vreo 2, 3, chiar 4 cărți în perioada asta, ceea ce n-am mai făcut de mult timp. Adică într-o perioadă atât de scurtă să reușesc să trec, de obicei începeam multe și pe unele le termineam și pe unele le lăsam acolo cu o dată, da, termen nedeterminat, da. Da, am reușit să mă concentrez și să reușesc să încep lucrul la un nou program, pentru că eu cu asta mă ocup de o perioadă bună de vreme încoace, fac programe de slăbit și transformare corporală pentru publicul larg. Am reușit să mă apuc de un nou program și nici măcar nu speram la lucrul ăsta, dar pur și simplu mi-au venit idei, m-am simțit așa creativă și cu foarte multă energie în perioada asta. Evident că am făcut antrenamente acasă zilnic, am interacționat zilnic cu comunitatea mea de oameni care sunt, evident, dintre cei care își doresc să atingă o greutate ideală, să se păstreze sănătoși. Sunt oameni care acordă importanță alimentației, acordă importanță fizicului, dar și psihicului. Da. Pentru că ai vorbit de cel mic, de Vlăduț, sunt foarte curios să aflu cum i-ai explicat sau dacă el a întrebat ce se întâmplă în lume, în societate, căci vede oameni purtând mască, o agitație neobișnuită, ce i-ai spus, dacă i-ai spus? I-am explicat, evident că i-am explicat, pentru că la noi televizoarele merg toată ziua, noi suntem oameni, să zicem, care lucrează la televiziune în mod constant și la noi televizoarele merg în continuu, în general, pe posturile de știri. Suntem atenți să evităm anumite momente și să mutăm, evident, cumva, da, postul atunci când e cazul, dar Vlăduț știe foarte clar și foarte corect ceea ce se întâmplă, că avem de-a face cu un virus și că trebuie să ne protejăm o perioadă. A fost mult mai tolerant decât mă așteptam, n-a făcut scandal. Nu,
Mi-a spus, da, da, mami, dar vreau la locul de joacă, dar vreau la tobogan, dar vreau să mă duc la bunici sau nu. Chiar am înțeles, l-am dus de câteva ori să-i vadă pe ai mei, cu care se vedea zilnic înainte, să-i vadă de la distanță, adică ai mei au coborât la scara blocului cu mască, pentru că au peste 65 de ani și el le-a făcut cumva cu mâna din mașină. Și mi s-a părut așa, pe mine m-a emoționat, și m-a impresionat faptul că în momentul în care am lăsat geamul, el le-a zis, vedeți că aveți peste 65 de ani și trebuie să stați acasă și să păstrați distanța față. Adică a recitat exact reclama aia, exact spotul ăla informativ care rulează la noi la televiziune. Cu distanța, cu nu luați contact cu oamenii care suferă de afecțiuni respiratorii. Mă întreabă tot timpul, ce înseamnă afecțiuni respiratorii acute? Da. Dar am înțeles foarte bine. Și afară, dacă ne întâlnim, de exemplu, cu un vecin de bloc, de stradă, și îi spun, mami, distanța, știi exact, adică nu se duce în apropierea lui, chiar dacă are o curiozitate legată de el, de mașina lui, de persoana lui în general, păstrează distanța. Da, s-a adaptat destul de bine. Da. Apropo de să revenim un pic la adulți, cum arată o zi în, să zicem, carantină, nu e chiar carantină, în această izolare socială în care trăim forțați, practic, de situație. Acum, cum arată o zi din punct de vedere al alimentației, al mișcării, cum arată programul tău, să zicem, obișnuit în această perioadă și ce sfaturi ai avea pentru cei care se stau acasă și poate ar vrea să încerce să se miște un pic? Îți spun asta pentru că am văzut pe internet în ultimele zile, săptămâni, foarte mulți sportivi de mari de performanță care dau tot felul de sfaturi. Eu îți spun sincer, sunt exerciții acolo care reclamă totuși o anumită experiență. De-aia te întreb ce ar putea să facă omul, chestii simple care să-i mențină atât trupul în formă, cât și psihicul, căci știm bine se cam leagă unele una de cealaltă. Eu cred că în primul rând ar trebui să-și facă un program foarte bine stabilit. Pentru că în perioada asta ești tentat să lenevești, să nu te scoli o anumită oră, să nu-ți pui pe lista de lucruri de făcut în ziua aia nimic și să te trezești că ajungi la finalul zilei și de fapt n-ai ieșit din pijamale. Eu cred că dacă îți pui în cap sau chiar îți fixezi ceasul la o anumită oră, să te trezești la o anumită oră, să-ți implementezi un program de mișcare de care să te ții, adică să știi, domne, la ora 12 sau la ora, nu știu, 1, 2, când poți tu, fac chestia asta, fac jumătate de oră de mișcare, fac 40 de minute de mișcare și să încep cu exerciții de bază. Sunt, din fericire, pe internet foarte multe variante. Eu am pe site-ul meu, pe carme-bumă.ro, multe astfel de variante. Programele mele conțin exclusiv antrenamente pentru acasă. Nu acum, din perioada pandemiei. Dar ca regulă generală, pentru cei care sunt acasă și aleg un program, există o recomandare generală? Adică să nu faci mai mult. Dacă n-ai mai făcut sport de ani de zile și ești, nu ești încă, eu știu, încălzit, să spunem așa, cam care e ca durată, ca intensitate, așa niște chestii orientative? Recomandarea este să faci exerciții ușoare și mișcare moderată. Ce înseamnă moderat? Moderat înseamnă ca în timpul execuției tu să poți purta o conversație din care să se înțeleagă ceva cu altcineva. Da? Mm-hmm. Deci dacă ritmul tău, ritmul respirației ajunge într-un stadiu încât nu se mai înțelege dacă vrei să spui ceva, atunci înseamnă că este mult prea intens pentru tine. Asta ar fi așa, să zicem, o ghidare pentru un începător. Așa cum îți spuneam, există foarte multe programe pe internet și pentru începători și pentru avansați. Eu aș recomanda să se înceapă întotdeauna cu o încălzire. Nu sar direct într-un antrenament intens, pentru că majoritatea antrenamentelor pe care le găsești pe net sunt reprezentate de exercițiile propriu-zise din antrenament. Asta nu dă spun, nimeni da. Încălzirea și apoi antrenamentul și după aia stretching-ul. Nu, corect ar fi să faci o încălzire, antrenamentul propriu-zis, da. Și apoi stretching-ul. E foarte important să păstrezi structura asta. La mine, în programele mele, așa e. Da, e suportabil, pentru că a circulat pe internet un filmuleț cu Ronaldo, cu celebrul fotbalist care a făcut, nu știu, 300 de flotări. O chestiune din asta absolut... Da, e alt capitol, e alt gen de antrenament. Sunt antrenamentele provocări care se adresează, după părerea mea,
persoanelor avansate, ce-i care drept, da. Au deja un background de mișcare, au ceva experiență, fac de ceva timp. Niciun caz, dacă ești începător, nu te apuci să concurezi cu Ronaldo la abdomene sau la flotări. Sau... Da, ne spunem un pic cu alimentația și cu asta putem să așa un pic să ne apropiem de încheiere. Tot referindu-ne la un om care stă acasă, care până acum poate era obișnuit să meargă la serviciu, care mânca la serviciu temir, ce acum stă acasă, s-ar putea să fie un avantaj pentru o astfel de persoană. Acasă ai un pic, ești forțat cumva să-ți faci de mâncare sau cel puțin să cumperi mâncarea pe care o vrei tu, nu să fii dependent de o cantină. Da, în sfârșit, scuzele de genul, da, dar numai asta aveau la cantină, da, dar nu aveau altceva la magazinul de lângă, s-au terminat, pentru că acum tu ești răspunzătorul direct și singurul răspunzător de alimentația ta și eu cred că este un prilej foarte bun să-ți faci așa ordine la capitolul ăsta, ordine pe care foarte mulți au amânat-o și mă bucur că sunt mulți care au reușit să înceapă un stil de viață mult mai sănătos în perioada asta. Dacă stai acasă, nu te duci la serviciu, ești în perioada asta de izolare, e important să conștientizezi că nu mai consumi la fel de multă energie. Dacă te trezești târziu, sunt oameni care în perioada asta au profitat și au dormit mai mult și se trezesc după ora 10-11 ziua. Dacă ești o astfel de persoană și nu te miști deloc, nu-ți mai permiți 3 mese pe zi. Sau cel puțin nu în cantitățile de odinioară. Eu aș spune că ar fi indicat să din cele 3 mese să rămână 2 dacă ești genul de persoană care se trezește după ora 10-11. Apoi, păstrează un interval de 4 ore, 4, hai 5 ore, dar hai să zicem 4, da? 4 ore între mese în care să nu mănânci nimic. Fiind acasă, având tot felul de chestii pe masă, ești tentat să ciugulești. Ciugulitul este cel mai mare inamic al siluetei și al mâncatului sănătos. Da? Deci nu ciuguli. Încearcă să-ți fixezi pe, nu știu, să-ți pui pe telefon, să-ți pui o alarmă și să ai 4 ore între mese în care doar bei. Poți să bei o gură de cafea fără zahăr, poți să bei un ceai neîndulcit și apă. Multă apă. Hidratarea este iarăși foarte importantă. În orice perioadă, nu doar acum, avem nevoie de 35-40 de mililitri pe kilogram corp, așa se calculează necesarul de apă. E bine să-ți pui în niște sticle, în recipiente, cantitatea asta, necesarul tău, după ce ți-l calculezi și la fel îți setezi telefonul să-ți sună la jumătate de oră, astfel încât să reușești să bei necesarul de apă. Auzeam de foarte multe ori scuza, toată ziua am fost la serviciu și n-am avut timp să beau o gură de apă. Ei, acum ai. Și e adevărat și faptul că atunci când simți o senzație puternică de sete, deja practic corpul semnalizează că e foarte târziu. Este deshidratat, dar trebuie să bei cumva puțin înainte de a simți această senzație și dacă îți fixezi, așa cum spuneam eu, la fiecare oră să-ți sună telefonul și bei cât îți trebuie, o gură, două, trei, o să vezi că reușești să bei toată cantitatea asta. De asemenea, tot așa legat de senzația de sete, de multe ori la nivelul creierului nostru senzația de sete se confundă cu cea de foame. Da. Așa că atunci când ți se pare ție că ți-ar fi foame, bea întâi niște apă și dacă acea senzație de foame persistă, e cazul să mănânci. Dacă nu, înseamnă că ți-a fost sete. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi, pentru conversația aceasta. Nu pot decât să remarc faptul că oamenii, eu cunosc cel puțin 2 exemple de oameni de aici care într-adevăr în perioada asta au profitat de timpul liber ceva mai generos și au început, m-au cooptat și pe mine în acest demers de a merge, de a încerca să facem pe zi cel puțin cei 10.000 de pași care așa, norma asta recomandată de medici, ceea ce nu e chiar deloc simplu uneori, adică ai ceva de mers. Ca să exact, acum ai conștientizat că exact. Da. Că de fapt dacă stai în casă și faci treburi din astea casnice, da? nu stai efectiv, ajungi să vezi la Constanța sfârșitul zilei că abia ai ajuns la 4.000 de pași, ceva de genul ăsta, dacă ai un apartament mare. E foarte interesant și cu asta închei că uneori când am senzația că am mers foarte mult, mă uit pe telefon sau am un ceas din ăsta inteligent și mi-arată 3.000 de pași. Zic, doar 3.000? Dar sunt și cazuri în care mi se pare că n-am făcut mare lucru și mă uit și sunt 7.000 de pași. Deci
cumva asta ar fi utilitatea principală, zic eu, a acestor gadgeturi, care pe mine câteodată chiar mă ajută să mă orientez un pic din punctul ăsta de Da, vedere. te ajută să conștientizezi care este nivelul tău de mișcare, pentru că una dintre problemele noastre și înainte de carantină și cu atât mai mult în timpul și după carantină este faptul că supraestimăm cantitatea de mișcare. Da, Adică da. avem senzația că ne mișcăm foarte mult, adică o persoană care se ducea, să zicem, de 2 ori pe săptămână la sală sau de 3 ori pe săptămână la sală și făcea o oră de mișcare, dar în rest se muta cu fundul de pe un scaun, pe Da. altul, mașină, canapea, serviciu și așa mai departe, avea senzația despre ea însăși sau însuși, da? Că e o persoană activă. Dacă o puneai să se caracterizeze, să bifeze într-un chestionar, îți bifa persoana activă. Nu era, e decât o persoană Parțial activ. sedentară cu niște puseuri active. Da. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată și să sperăm cu toții că vom ieși cât mai curând mai des din case și liniștiți și vom avea șansa să ne și mișcăm și mai ales să rămânem sănătoși, căci ar putea urma un nou val de probleme, să le numim așa. Vom fi mult mai pregătiți. Hai să privim partea Partea plină a plină a paharului. paharului. Da, îți mulțumesc. Partea bună din toată chestia asta este că pentru valul 2 care va urma, asta e, vom fi mult mai pregătiți. Să dea Dumnezeu, îți mulțumesc foarte mult, Carmen. Mulțumesc și eu!